Palatul Patriarhiei a găzduit astăzi vernisajul unei expoziții de fotografie și lansarea a două volume publicate la editura Basilica. Reședința Patriarcală Istorie și Artă, semnată de Arhimandritul Paisie Teodorescu și Palatul Patriarhiei, personalități și semnificații din istoria construcției sale, scrisă de inginerul Nicolae Noica. La eveniment a fost prezent și Patriarhul României, care a rostit un cuvânt de binecuvântare. Evenimentul s-a desfășurat în sala Europa Cristiana și a fost deschis de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat importanța acestui eveniment pentru redescoperirea istoriei și culturii naționale, a credinței și a spiritualității autentice. În contextul anului centenar 2018, proclamat de Patriarhia Română drept an omagial al unității de credință și de neam și an comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, avem deosebită bucurie de a saluta astăzi prezența dumneavoastră la Palatul Patriarhiei pentru desfășurarea unui eveniment cultural venit să ilustreze prin imagini expresive și semnificative, prin valoroase informații istorice, ori descriere arhitecturale și estetice, continuitatea neîntreruptă de peste 3 secole și jumătate a instituției centrale a bisericii noastre pe străvechiul deal al Mitropoliei din București, precum și contribuția acesteia la unitatea și afirmarea poporului român. De asemenea, anul acesta, 2018, se împlinesc 350 de ani de când domnitorul muntean Radu Leon, sfătuit de Mitropolitul Teodosie I, a emis scrisovul domnesc la 8 iunie 1668, prin care stabilea reședința Mitropoliei Țării Românești în incinta Mănăstirii Sfinții Împărați Constantin și Elena, ctitorită de domnitorul Constantin Șerban Basarab între anii 1656-1658. Așadar, și această aniversare are menirea să puncteze unele momente istorice majore în evoluția bisericii și a poporului nostru, pe care noi astăzi le aniversăm cu respect și recunoștință. Cu aproape 4 secole în urmă, pe colina aceasta numită Dealul Podgorenilor, se cultiva mult vița de vie, însă începând cu anul 1658, când la Duminica Tuturor Sfinților a fost stârnosită Biserica Mănăstirii Sfinții Împărați Constantin și Elena, se săvârșește aici zilnic Sfânta Euharistie și se cultivă unitatea internă a Bisericii Ortodoxe Române și comuniunea ei cu celelalte biserici ortodoxe autocefale. Astăzi suntem chemați să redescoperim importanța cunoașterii istoriei și culturii naționale, a credinței și spiritualității autentice, prin susținerea și promovarea simbolurilor și reperelor culturale, într-o exprimare frumoasă și demnă a identității noastre, prin intermediul expoziției și lansării celor două volume în sala Europa Cristiana și prin simpozionul din Aula Magna a Palatului Patriarhiei cu tema Dealul Mitropoliei din București în istoria poporului român. A urmat vernisajul expoziției de fotografie Dealul Mitropoliei și contribuția acestuia la istoria și identitatea bucureștilor, prezentată de Părintele Arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal. Expoziția prezintă documente, hărți și fotografii aflate în diferite arhive și biblioteci publice, menite să arate contribuția Dealului Mitropoliei la istoria și identitatea capitalei, precum și a poporului român. În contextul organizării evenimentului de astăzi, mai cu seama simpozionului, care a căpătat, vedem acum, o formă mai amplă și o ținută cu adevărat academică prin implicarea și prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, m-am gândit, spuneam, să selectez o serie de imagini din bogatul material iconografic al dealului Mitropoliei, pentru că în istoria lui de peste 350 de ani, dealul Mitropoliei a
adunat, putem spune, o serie de material iconografic în cadrul istoriei sale, care face parte din istoria mai mare a Bucureștiului și a poporului nostru. Imaginile alese pentru expoziție, spunem noi că sunt o selecție semnificativă. Semnificativă mai întâi pentru că acoperă un interval important și impresionant de timp, 350 de ani, de la emiterea Hrisovului domnesc de către Radu Leon la 8 iunie 1668 și până la ultimul pelerinaj care s-a desfășurat, pelerinajul de Florii din anul 2018, care s-a încheiat în mod tradițional tot pe acest deal al Mitropoliei. În al doilea rând, este o selecție semnificativă pentru că încearcă să adune împreună hrisoave vechi, inscripții, fotografii vechi, hărți, planuri și documente valoroase din punct de vedere istoric, toate ilustrând evenimente și momente majore petrecute pe dealul Mitropoliei, precum și unele aspecte din istoria evoluției sale urbanistice. Scopul final al acestei expoziții a fost ca prin forța sugestivă a imaginilor să reconstituim o istorie a evenimentelor, a clădirilor și a instituțiilor de pe dealul Mitropoliei și din toate aceste imagini și documente am dorit să transpară rolul simbolic, contribuția dealului Mitropoliei la istoria și la identitatea capitalei și a poporului român. În continuare a avut loc lansarea volumelor Reședința Patriarhală, Istorie și Artă, semnată de arhimandritul Paisie Teodorescu și Palatul Patriarhiei, personalități și semnificații din istoria construcției sale, scrisă de fostul ministru al lucrărilor publice, inginerul Nicolae Noica. Primul volum prezintă, într-o lucrare unitară, contextul apariției, importanța istorică și rolul bisericesc, misionar și cultural al reședinței patriarhale în viața Bisericii Ortodoxe, precum și în relațiile ei externe. Acest volum se bucură de o prefață alcătuită de prea fericitul părinte Daniel, care arată importanța lucrării, valoarea ei și rolul important jucat în istoria națională de către Mitropolie și reședința acesteia. Primul capitol este dedicat de către părintele Paisie localizării și importanței geografice a dealului Mitropoliei. Cel de-al doilea capitol prezintă o istorie foarte bogată și oarecum inedită a dealului Mitropoliei, numit până în 1658 dealul Podgorenilor, începutul mănăstirii Sfinților Împărați, stabilirea reședinței mitropolitane și prefacerile urbanistice succesive care s-au perindat până în vremea noastră. Cel de-al treilea capitol, pagini de istorie și cultură pe dealul Patriarhiei, scoate în evidență mulțimea evenimentelor culturale, politice, istorice care s-au consumat pe acest deal, rolul culturii promovate de către biserică, de către Mitropolia Țării Românești, istoria bibliotecii și tipografiei Mitropoliei. Capitolul al patrulea trece în revistă și el reprezintă un spațiu foarte generos, cele mai importante monumente de pe acest deal, și anume Catedrala Patriarhală, Palatul Patriarhiei, care a fost pe rând sediul adunării obștesc al Camerei Deputaților și al Marii Adunări Naționale în timpul regimului comunist, istoria clopotniței brâncovenești și incinta și construcțiile ei. Capitolul cel mai vast însă este dedicat reședinței patriarhale, viață și spiritualitate, cultură și artă. Și sunt prezentate iarăși cu detalii numeroase și noi etapele construcției acestui palat, fiecare din cei 6 patriarhi ai României contribuind în măsuri diferite la amplificarea, la modernizarea acestei construcții deosebite. Cel de-al doilea volum lansat astăzi cuprinde prezentarea din punct de vedere arhitectonic a Palatului Patriarhiei,
dar și informații esențiale despre persoanele implicate în proiectarea și construirea propriu-zisă. Cel de-al doilea volum realizat de domnul ministru Nicolae Noica, cum am spus, apare la a doua ediție și este mult îmbunătățit, atât din punct de vedere al textului, cât și din punct de vedere al iconografiei. Domnia sa se referă, pe de o parte, la importanța acestei clădiri, una din primele clădiri reprezentative pentru capitala României, făcând o analiză a elementelor inginerești care sunt remarcabile, dar și arhitecturii acestui palat. De asemenea, are 4 capitole în această lucrare dedicată personalităților care și-au legat numele de acest monument, și anume arhitectul palatului Dimitrie Maimarolu, inginerul, proiectantul lucrărilor în beton George Constantinescu, care a dat dovadă de un curaj extraordinar, folosește pentru prima oară în România betonul armat și acest lucru îl face la o vârstă foarte tânără, la nici 25 de ani. Și sunt prezentate personalitățile celor doi antreprenori care succesiv au realizat acest palat, și anume Robert Grant și Ștefan Burcuș. Volumul se încheie cu un capitol semnat de către Părintele Consilier Patriarhal Liviu Constantin Nechita, directorul Centrului de Conferințe din cadrul Palatului Patriarhal, care între mai 2014 și decembrie 2015 a supravegheat personal, zilnic, zi și noapte, lucrările ample de restaurare și consolidare ale acestui palat. Ambele volume sunt utile nu doar pentru slujitorii bisericii, ci și pentru toți cei interesați să cunoască istoria, cultura și spiritualitatea poporului român.